Leșciuc a ajuns la concluzia că este mai bine să nu-i spună profesorului că a fost ieri la castel. Și acum îl mai trec fiorii când își amintește țipetele de nebunie ale bătrânului prinț și fuga teribilă prin labirintul de trepte și încăperi. Noroc că, trezit brusc din moțăială, prințul a luat drept cineva, de vreme ce striga Franio. Băiatul spera că va reuși să iasă cu bine din toată povestea asta, cu condiția să nu sufle nimănui un cuvânt. De fapt, nu avusese de gând să meargă acolo, dar ieri, când după cearta cu Maia s-a dus în pădure și fără să bage de seamă a ajuns în apropierea castelului și a reamintit ce i-a spus profesorul, că în partea de vest zidurile sunt mai firăvi. Merg acolo, gândi el. Trebuia să facă ceva, să se ocupe de ceva. Un blac beată era tot una, numai să nu-i stea gândul la cele întâmplate cu Maia. De două ori fu nevoit să se dezbrace și să treacă prin apa mizerabilă, nămoloasă. Într-adevăr, de aproape de peretele niete al zidului, era plin de crăpături și fisuri. Ici acolo lipseau chiar pietre, lăsând în urmă găuri mari cam la înălțimea primului etaj. După câteva încercări nereușite, izbuti să se cățăre agățându-se de orificiile din cărămida fără micioase. Se afla în castel. Se uita în jur și spuse, Dacă tot am ajuns aici, să văd despre ce e vorba." Se strecură cu grijă în curte și în clădire, în întuneric, unde se zăreau ochiurile geamurilor sparte. Era pustiu. Nici urmă de comori. Încă mari, umede și goale, erodate, nici sipenie de om. Șobolani. Umblat tot mai degajat până ce, în sfârșit, apăsă pe clanța unei uși și văzu în fața sa, la lumina unei lumânări, un bătrân în pat. Acesta, văzându-l la rândul său, început să țipe. Trase ușa după el și gonică un nebun înapoi spre ieșire. Noroc că nu a greșit drumul. În câteva minute ajunse în afara zidurilor, iar după două ore la poica. Așa stăteau lucrurile. De ce m-am băgat eu în toată povestea asta, se gândi el, mergând pe leie parcului. Rumega în dinți un fir de iarbă. Ce concurs de împrejurări! Mai întâi și fonierul, iar acum castelul. De când sunt aici, puțin a lipsit să nu fiu prins. Și când te gândești că până acum n-am luat nimănui niciun ban. Ce se întâmplă cu mine?" Mai bine am iau tălpășița de aici și plec. Gata. Simți o aversiune puternică față de Maia. Ar fi preferat ca acolo, în șifonier, ea să fi țipat, să se fi comportat normal. Cel puțin era clar. Dar așa? Nici el nu știa dacă mai este este cinstit sau nu. Și asta îl chinuia. În același timp, era profund afectat de atitudinea Maiei. Nu așa ar trebui să se comporte o domnișoară din lumea bună. Numai din cauza ei se întâmplă toate astea. Nu înțelegea până la capăt, dar știa că toate se întâmplau din cauza ei. Se uită în jur. Chiar lângă el stătea Maia cu zâmbetul ei și gubăți pe buze. Dorem să vă înapoiesc ceva, zise ea. Îi arătă briceagul. Unde l-ați găsit, întrebă Mirat. La castel. El înlemni. În acest caz, nu e al meu. Ea zâmbi. Nu vă prefaceți, îi spuse cu voce joasă. Știu că ați fost acolo. V-am văzut. Și eu am fost ieri acolo. Nu vă fie teamă. Nu o să spun nimănui. Nu o să spuneți? Nu. El uceră ochii și el simțe deodată că în mod cert nu va spune nimănui. Parcă s-ar fi înțeles de ani de zile. Ea se apropie de el. Ce ați căutat acolo? Îl întrebă de aproape, sprijinindu-se cu mâna de un copac. Zâmbi iar ușor, își înălță capul și se uită spre vârful copacului. Apoi își privirea spre el. Totul era atât de familiar, încât la atinsea cu cotul. În timp ce trăgăna cu răspunsul, repetă încet, abia mișcându-și buzele, dar apăsat. Nu o să spun nimănui. În același scop, ca și și meu? Să-i spună că a vrut să ia banii numai de furie pentru a se răzbuna pe ea? Nu, și așa nu l-ar fi crezut. De altfel, în vocea ei era ceva avid, nesățios, încât el simți că nu trebuie să se dezvinovățească în loc să răspundă limpede, început doar să râdă. Iar ea îi răspunse îndată cu același râs enervant, pe care îl mai auzise și atunci, în vestibul, când îl întrebase dacă ar dori să facă carieră. Sunteți o... zise el fără a ști bine ce dorește să spună. Involuntar râzând, se priviră cu luarea minte. Oare, într-adevăr, seamănă între ei chiar atât de mult? Această semănare le făcea o mare bucurie a mândurora. Îi apropia, îi lega, îi făcea să se familiarizeze mai mult între ei. De unde știați că în dulap sunt banii? Îl întrebă domnișoara Ohovska ca și când nu ar fi fost posesoară și fonierului și a banilor, ci complice la furt. În timp ce dormeați în compartiment, am scos scrisoare din partea de siu și am citit-o. A, ați citit scrisoarea de la mama? Într-adevăr, scria despre bani. Și de ce ați scos scrisoarea? Hm, de curiozitate. Râsera iar. Se înțelegeau atât de bine, dar ea îl întrebă fără să vrea. Și de unde va venit în minte că la castel ar fi ceva de luat? Cine v-a spus? Profesorul Skorinski? De unde știți? Ea mijit ochii. Mă interesează această chestiune. Logodnicul meu locuiește în castel și este secretarul prințului. Sunt direct interesată, dar puteți vorbi cu mine absolut sincer, nu? Bine. Sigur? Sigur. Își dură mâna. Scolinski v-a trimis la castel? La drept vorbind, da. Mi-a spus că acolo ar putea fi adevărate comori, că a citit undeva niște hărțoage vechi. M-a trimis să văd dacă într-adevăr este ceva acolo, dar ați promis că nu o să spuneți la nimeni. E povestit pe scurt incursiunea sa. Ei și? N-am văzut decât câteva camere, dar erau goale, pereți goi. Poate în altele o fi ceva. Până la urmă sunt acele comori în castel sau nu? Nu știu, spuse el curios, dar ea nici nu-i răspunse. Ați discutat cu Scolinski după ce v-ați întors? Încă nu, acum am de gând. Nu-i spuneți nimic. Deocamdată, zise ea. Mai bine răbdați până mâine. O să mă mai gândesc. -o să spuneți, nu o să-i spuneți, nu-i așa? Pot să nu spun. Hai să mergem să jucăm. Terenul este uscat. Alergă cât o ținură picioarele. El o prinse din urmă, dar în apropiere de casă mai încetini ritmul. Ușor, șoptea. el. Luară rachetele și mingile. Încă de la primele lovituri se convinseră că de data aceasta jocul va fi perfect. Amândoi jucau cu mare plăcere, cu bucurie, uitând de toți și de toate. Mai se minuna că respinge ca une mingi la care până atunci nici măcar nu visase. Iar el, după fiecare lovitură, descoperea în el orizonturi noi. Nu-i privea nimeni, iar asemănarea stilului de joc, înrudirea temperamentelor, făcea să se înțeleagă din zbor, să se pună în valoare în luptă, să scoată unul de la altul maximum de pricepere, de îndemânare și efort. Mai pierdea. Perdea tot mai mult pe măsură ce el căpăta curaj, se aventura și stimula posibilitățile, dar se apăra de zor fără să cedeze. La un moment dat o întrebă smerit în timp ce schimbau terenul. Ei, cum e?" Ea răspunse în șoaptă, aproape imperceptibil. Minunat! Dar, la sfârșitul setului, strânse deodată racheta și fugi spre casă. El rămase pe teren fără a putea înțelege cum se desfășuraseră lucrurile între ei. Cum s-a întâmplat că le-a povestit deodată atât de multe? Că deodată au început să-și vorbească de parcă s-ar fi cunoscut de zeci de ani? Că jocul le ieșise atât de bine? Și de ce dispăruse? Ce o rodea iarăși? Nu știa nimic. Era complet năuc, în timp ce inima mai tresălta de bucurie amestecată cu teamă. Când profesorul îl abordă după masa de prânz, întrebându-l de castel, ei răspunse în doi peri că, într-adevăr, ieri a încercat să găsească o cale de trecere, dar nu a putut ajunge până la castel, fiindcă pretutindin era apă sau noroi. O să mai încerc astă seară, dar nu o să intru înăuntru. Dacă doriți să-l vizitați, n-aveți decât. Eu nu vreau să mă amestec. Bine, bine, zice profesorul, o să mai descurc și fără ajutorul dumitale. Dar lui știu gândurile stăteau în altă parte. Încerca să o găsească pe Maia, dar ea nu-și făcu apariția, iar la prânz nu se uită spre el nici măcar o singură dată. Seara ea se furișă spre ogonicul ei. În par de seu, cu mâinile în buzunar, cu capul aplecat, se deplasa repede de-a lungul stăvilarului printre apele adormite acoperite de buruieni. Luna răsărise. Henrik ar fi trebuit să fie mulțumit, gândi ea, înaintând energic pe cărarea lui Am aflat totul chiar mai repede și mai ușor decât am presupus. I-am câștigat încrederea și acum el nu o să întreprinde nimic fără mine. Da, Henrik o să fie mulțumit, repetă ea, în timp ce apa ea sub picioare. Oh, o să fie mulțumit. Ea însă nu era mulțumită. Era departe de a fi mulțumită. Când își aminti discuția dintre ei, zâmbetele, ușurința cu care de la început au ajuns să se înțeleagă și apoi rivalitatea jocului, îi se urcă sângele în obraji. Grăbi pasul ca atunci când încerci să fugi. Își încleștă dinții și pumnii de parcă și-ar fi amintit o gafă dureroasă încercând să se convingă în zadar că totul nu era decât un joc intenționat și că se coborâse doar pentru o clipă la nivelul băiatului. Ce ridicol părea în proprii ochi și cât de mult se mâna cu el, tot mai mult. Nu se poate. O poți lua razna așa. Holovițchi o aștepta în pivniță și o conduse în camera sa. Ea i-a povesti pe scurt tot ce aflase de la Leșciuc. Nu m-am înșelat, șopti el speriat. Așadar, profesorul știe ceva. De la început l-am bănuit. Ce e de făcut? Dacă eu nu vreau, Leșciuc nu-i va spune niciun cuvânt că a fost aici. Mi-a promis. Văd că v-ați înțeles? Ea răspunse. Ne-am înțeles. Nu, e o prostie, spuse el, umblând prin cameră și frecându-și mâinile. Cine îmi garantează că nu o să spună? De altfel, crezi că acest estet băgăreț va înceta să adulmece? Nu-i cunoști. Trebuie să fie pus la punct odată pentru totdeauna. Ce ai de gând să faci, îl întrebă ea. El a început să râdă. Intenționez pur și simplu să-l convin că nu are ce căuta aici, că nu există niciun fel de comor și basta. El nu are nicio certitudine, Aha, știu, fii atentă cum facem. Bău un păhărel de vodcă și o clipă și încordă urechile. La un anumit timp se oprea din vorbit ascultând zgomotele din castel, dacă nu cumva s-a trezit prințul, dacă nu și-a început plimbarea prin Dar totul era în ordine. Va trebui să ascundem toate obiectele care pot fi suspectate de o valoare mai mare. În primul rând, tablourile și goblenurile. În definitiv, un dulap sau o altă piesă de mobilier poate fi mai bună sau mai proastă, dar nu este o operă de artă la scară mare. La astea nu se se locomească. După ce se va convinge că nu e nimic altceva, o să ne lase în pace. Trebuie să ne străduim să-l aducem aici ca să vadă. Cum? Nu este greu. Cineva umbla până în apropiere. Se auzea de papuci, iar după o clipă, la capătul anfiladei sălilor, se auzi o tuse uscată bătrânească. După care mai auzi un stricăt slab pierdut. Henrik! Henrik! Holovitski înjură și ieși afară. Ea rămase singură. O, oh, cât de mult îi displăcea singurătatea din castel! Cât timp logotingul era cu ea și cât timp discuta cu el, mai putea rezista cumva. Totul părea oarecum rezonabil și normal, deși nu lipsi de riscuri. Pe Maia nu o speriau riscul concret și nici dificultățile pe care trebuia să le biruie însă. Dar când rămânea singură, când liniștea, melancolia și singurătatea castelului creșteau din toate părțile, se năpusteau din toate feridile și borțele, atunci tot acest hățiș de întâmplări în care se angajase îi se părea respingător, de rău augur, infam și fioros. Iar fata era însuțită de sentimentul că pășește pe un drum abrupt, care o va duce treptat și sigur spre lucruri oribile. Se temea de castel, se temea de logodnic, dar cel mai mult se temea de ea însăși, de acele primejdii ce stăteau la pândă în adâncul ființei ei prea îndrăznețe, prea neliniștite și prea însetate după fericire. Zidurile vechi și posomorite din vremurile îndepărtate păreau să șoptească. Vai, vai de cel care aleargă ușuratic după fericirea efemeră! Iar ea, Dorea să fie fericită. Trebuia să fie fericită. Tot ce făcea, făcea pentru a fi fericită și pentru a se bucura din plin de frumusețea și tinerețea sa. Cât de mult mă atrag toate astea se gândea cu teamă, stând în mijlocul camerei nemișcată. Prefera să nu se miște. I se părea că fiecare mișcare va fi observată și memorată de pereții tăcuți care vedeau tot. Cât de mult mă atrag. Sunt complice cu Henrik, iar celălalt Leșciuc? Cum se va termina totul? Poate ar trebui să vorbesc cu mama. Îi veni în minte acest gând, dar o alungă repede. Să caute ștorul mamei? Nu. Se va descurca și singură. Între timp, Holavitski bătu în ușa prințului și fără a aștepta răspuns, intră fără ceremonie cu mâinile în buzunar, cu o mină sumbră și nemulțumită. Era o cameră deosebită, nu prea mare, cu un tavan oval, jos, în formă de boltă, căci reprezenta interiorul turnului, cu trei ferestre în zedul atât de gros, încât nișile de la fereastră măsurau cam 2 metri grosime. Până la jumătate, pereții erau acoperiți cu lambriuri de sejar, uzate, cu un model abia vizibil. Un patureaș de baldachin era așezat chiar în mijloc. Mai erau două fotolii, o chiuvetă, iar numeroase mărunțișuri, un număr nesfârșit de flaconașe, cutiuțe, piese de garderobă, borcănașe de dulceață, farfurioare, bibelouri și alte obiecte dintre cele mai bizare, acopereau întreaga cameră. De ani de zile, prințul nu lăsa să se dea nimic deoparte. El însuși nu avea forță să facă ordini și se temea serios să nu îi se ia ceva ce ar putea fi de folos. Întrucât bătrânul camerist Grzegorz era și el destul de neputincios, peste tot domnea o murdărie de necrezut. Lenceria de pe pat era aproape cenușie, fiindcă de câteva luni prințul ezita să o dea la spălat. Ura orice schimbare. Bătrânul mic și uscățiv cu fața aristocrată ca de pasăre, stătea în par și se uita cu spaimă la Holovitski. M-ați chemat?" întrebă tare secretarul. Da, de unde? Da, de unde, Henrik? Ți-a părut?" Cum să te fi chemat? Știu bine că nu-ți place să te chem. Despre ce e vorba? Nimic, absolut nimic. Întreb, despre ce e vorba? Spuneți, fiindcă știu că după ce ies o să mă chemați iar. Mai bine spuneți-mi acum. Dar eu... Ei, bine, bine, o să spun, țipă ascuțit prințul când Holavitski se întoarce spre ușă. Henrik, aș dori să fac ordine. S-a strâns prea mult gunoi aici. Tocmai începusem cu flaconașul ăsta, dar nu știu dacă o să mai trebuiască, atunci nu-l aruncați. Dar poate că e mai bine să-l arunc? La ce mi-ar folosi? Atunci aruncați-l? Început să plângă. O, ce mă fac eu cu Hendrik? Nimic de nicăieri, niciun fel de ajutor, de înțelegere, de alinare, de bucurie sau uitare. Dacă o să mă plictisiți, am să plec de la castel. Holavitski îl privi cu ură pe bătrânul care îi preschimbase viața într-un calvar. Nu era bun de îngrijitor. Nu suporta aceste conversații cu un idiot. Îl oboseau un groistor. Nu mă părăsi, Henrik, țipă prințul cu o teamă sălbatică. Eu nu rămân singur aici pentru nimic în lume. În castel? Singur? Nici gând. Ăsta nu e un castel bun. Adăugă mai încet și parcă dus pe gânduri. De ce? întrebă Holovitski. Spera mereu că prințul îi va vorbi despre comori. Uneori bănuia că bătrânul aristocrat reacționează mult mai bine decât lasă impresia și că, doar intenționat pentru anumite închipuiri bătrânești să poate din răutate, face pe prostul. De ce nu e bun castelul ăsta? În general e bun, da, dar este în el un loc rău. Care? Este o, o cameră. În acest punct, prințul era de neînduplecat. Niciodată nu dorea să dezvăluie care camera anume nu este bună și de ce. Holavitski bănuia pe undeva un secret și de multe ori se străduise să capete o informație mai concretă. Dar nici atunci, când îl urmărise pe bătrân în timpul plimbărilor sale prin castel, nu reușise să descopere mare lucru locul acela, îi se asocia prințului cu vreo amintire groaznică, căci ori de câte ori pomenea de el, închidea ochii, ceea ce era semnul unei spaime teribile. Și de data aceasta, bătrânul închise ochii și după un îndelung răgaz, trase aer printre buzele palide. În final spuse fără tragere de inimă. Pe aici umblă stafii. Holavitski se scutură. Aceasta era a doua idee preferată a maniacului. Mereu pomenea de stafii, dar vorbea cu o anumită răutate, viclenie și îndărătnicie. Lui Holovițchi se părea câteodată că bătrânul se amuză pe seama fricii lui nervoase, pe care nu știa să o ascundă. Într-adevăr, era cu nervii la pământ și trăia într-o permanentă teamă. Nu se știe de ce. Ce se ascundea în pusietatea camerelor? Poate că era din partea bătrânului un vicleșug, o încăpățânare, răutatea nebunului de a-l cu castel ca pe un copil, pe de altă parte, era evident că într-adevăr se teme. Nu se știe ce anume visa și ce halucinații avea, dar arăta ca un om speriat de binele, cuprins mereu de groază. Chiar și râsul lui era extrem de strident și se uita permanent în jur. Ochii lui acționau neîncetat, scurtând ungherile întunecate. Cei drept, Holavitski știa că și el lăsa o impresie similară. Se vede că atmosfera insulită și tulburătoare din castel acționa asupra mândurura. Pe de altă parte, când îl privea pe prinț, când îi vedea spaima veșnică de pe chip, groaza și sperietura adunate în ochi, de fiecare dată îi venea să creadă că trecutul acestui maniac bătrân era marcat de ceva îngrozitor. Nebunia lui avea probabil o cauză specială, nu era determinată doar de degenerarea organismului. Oare ce îi se întâmplase? De ce striga franiu? Cine era franiu? Despre trecutul, prințului nu știa decât că în tinerețe se distrase zdravă în toate capitalele Europei. Apoi se căsătorise, dar soția i-a murit la scurt timp. De atunci, se stabilise la castel, ducând o existență complet însingurată. Se trezise în el firea neamului Holjanski. Când Holavitski îl văzuse pentru prima dată, cu câțiva ani în urmă, arăta absolut la fel ca acum și tot la fel era năpădit de atacuri de teamă. Oare de ce exista atâta teamă în comportarea lui? Oare? Nu se înțelege. Jegoș nu știa să explice toate aceste stări lui Holavitski, căruia de altfel smintea la bătrânului îi convenea. Așa se explica de ce prințul văzându-l noapte pe leșciuc nu îl luase drept franiu. Probabil orice băiat tânăr îi se părea acel franiu, despre care niciodată nu dorea să vorbească. Luați-vă picăturile, îi spuse, iar vă lăsați nervii îi turna o porție dublă de somnifer puternic și se întoarse la Maia. Era sigur că, după ce va lua picăturile, prințul nu se va trezi toată noaptea, ceea ce îi va permite să mute tablourile fără a-i atrage atenția. Mai discută mult cu Maia, după care, când fata ieși, iese și el și se duse într-o parte unde strigă cu jumătate de glas. Grzeguș! Cine e acolo?" răspunse bătrânul camerist din fundul unei cămăruțe pe care o ocupa în apropierea scării principale. Grzeguș, vină cu mine!" Avem ceva de lucru. Îndată să mă îmbrac. Asta e bună. Acum noaptea. Grăbește-te. Acuș, acuș. Ce porunci. Cameristul nu sferea pe Holovițchi, dar vedea în el viitorul stăpân. De ce e prefera să nu întindă coarda? În general, ducea o politică de neutralitate strictă. Prințului nu încredința suspiciunile sale în privința combinațiilor secretarului, iar lui Holovițchi nu oferea niciun fel de informații. Eu nu știu, răspundea ori de câte ori secretarul dorea să-l descoase. Eu nu mă furișez să văd ce fac ceilalți. Nu știu nimic. Holaviski s-ar fi dispensat cu plăcere de ajutorului, dar nu dorea ca Grzegoș să capete convingerea că se pune ceva la cale fără ca el să știe. Grzegoș, o să mă ajuți, zise. Trebuie să dăm jos unele tablouri și să le mutăm în altă parte. Ce răstare, au stat atârnate atât amar de vreme, n-au decât să atârne și de acum încolo. Grăgoș, nu te contrazice cu mine. Am zis și gata, iar prințului să nu-i spui nimic. Trebuie să arăt aceste tablouri unui dom. Sunt foarte deteriorate. Trebuie să le restaurăm. Mare scofală, la ce ajută renovarea unor măzgăleli? Cu toate acestea, cameristul se apucă să dea jos tablourile indicate de Holavitski. Reușirea să scoată nu fără trudă aproape toate pânzele în afară de câteva, atât de urâte încât Holavitski nu avea niciun fel de iluzii în ceea ce privește valoarea lor.